Bine ați venit la Horoscopul Banilor, aici, pe canalul de YouTube Playtech Știri. Sunt Remus Ionescu și în această ediție tratez capitolul financiar pentru fiecare dintre zodii în perioada 8-14 iulie. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Playtech Știri, să apăsați clopoțelul ca să activați notificările și, bineînțeles, dacă doriți, dacă vă place, să lăsați un like, un comentariu, să puneți întrebări, abia aștept să vă răspund. Cum spuneam, în această săptămână, 8-14, vom vedea că sunt niște aspecte astrologice destul de importante. În ziua de luni, un sextil între Mercur și Jupiter. În general, pot spune că nu pun mare preț pe un sextil, pentru că sunt aspecte mult mai importante, cum ar fi conjuncția, opoziția și quadratura, dar totuși aici mă interesează mai ales aceste două planete, Mercur și Jupiter. Sunt între cele 7 planete tradiționale niște cupluri care guvernează zodiile opuse. De ce mă refer la zodii opuse? Pentru că întotdeauna când este vorba despre o tranzacție, o interacțiune, ne referim, bineînțeles, la zodii opuse. Oricare ar fi acelea, vom vedea la momentul respectiv, pentru că este vorba despre mine și partea cealaltă. Mercur guvernează Gemenii și Fecioara, Jupiter guvernează Săgetătorul și Peștii. Deci un aspect între Mercur și Jupiter practic realizează o legătură, un contact destul de important între Gemeni, Săgetător pe de o parte, între Fecioară și Pești pe de cealaltă parte. Cum spuneam, în ziua de luni, un sextil între Mercur și Jupiter. Joi, o poziție între Lună și Saturn. Și Luna și Saturn este o pereche destul de importantă, de genul cele menționate anterior, pentru că se realizează, să spunem, legătură între zodia Racului și zodia Capricornului. De asemenea, se referă la un contact. Apoi, iarăși, schimbare destul de importantă, tot în ziua de joi, realizată mai târziu totuși, Venus intră în semnul leului. Bineînțeles, cei mai afectați, influențați de această schimbare, sunt chiar nativii guvernați de către Venus, adică taurii și balanțele. Bineînțeles, efectul resimțim cu toții, dar mai ales aceștia. Și vom vedea și zodiile care în mod special, particular, da, totuși vor simți această influență, adică locul, zona din viață influențată, da, de planeta Venus. Și începem să vorbim despre fiecare zodie în parte și despre influențele, bineînțeles, ale acestor schimbări. Pentru nativii zodiei Berbec, Marte, guvernatorul lor, în casa a doua, în continuare, cheltuieli. Vom vedea că Marte a făcut un aspect foarte recent cu Saturn. Foarte recent înseamnă sâmbătă, duminică din săptămâna anterioară. Orice aspect care s-a realizat, bineînțeles că ne îndreaptă atenția asupra unor lucruri petrecute. Lucrurile petrecute la modul real sau amintiri ale noastre, gândurile noastre. Pentru berbeci, cum Saturn se găsește în casa 12, foarte posibil să-și fi adus aminte de o tranzacție, de o sumă pe care o datorează, o tranzacție care nu s-a realizat așa cum și-ar fi dorit, o tranzacție pe care eventual au ratat-o sau pur și simplu ceva ce ar trebui să fie făcut, vor aștepta o următoare ocazie. Oricum, una peste alta, bineînțeles că gândurile lor se îndreaptă acum spre cheltuieli, achiziții, investiții. Unde se duc acestea pentru berbeci? Spre locuință, pentru că locuință, familie, casă, gospodărie, pentru că Soarele și Venus se găsesc în casa a patra. La fel de important însă în această perioadă, bineînțeles, sunt și copiii pentru ei, pentru nativii berbec.
mai ales la început de săptămână, luni cu conjuncție lună-mercur, apoi marți-mercuri, gânduri îndreptate spre ei, spre nevoile lor, bineînțeles de aici și cheltuieli. Pe de altă parte, ziua de luni cu acea conjuncție lună-mercur, foarte bine poate să le aducă lor un premiu, o realizare, o apreciere. Acum, sigur, premiul primesc cei care participă la o întrecere, la o competiție. Cu toții însă observăm că sunt și niște zile mai deosebite în care un premiu deosebit poate veni și din partea colectivului în care ne aflăm. Că sunt ele aplauze, că sunt ele aprecieri, că sunt amintirea unor lucruri frumoase, realizări ale noastre. Cumva ne vine rândul, ieșim în evidență, ne bucurăm de asemenea situații, pentru că ele totuși ne ajută să construim ce ne construim, bineînțeles, nume, renume, faimă, aprecieri și atunci, chiar dacă este vorba despre un colectiv și nu de o interacțiune om la om, vânzare, chiar și dacă este vorba despre un colectiv, ziceam când la un moment dat, la situații deosebite, însărcinări, activități mai delicate, la cine să se gândească și șeful, coordonatorul? Păi la cei care în timp au dovedit că știu că pot, s-au făcut cumva remarcați. Deci, revenind, pot puncta foarte bine la capitolul în imagine, în aceste zile, ei, nativii berbec. În continuare, cum spuneam, pe cheltuieli sunt puși, cheltuieli, investiții, foarte bine își pot acoperi o parte din cheltuieli cu un premiu. Spuneam mai devreme, cei care chiar participă și cei care chiar nu îl încasează. Dar și participările astea, sau de fapt și premiile, da, foarte bine, sunt în bună măsură rezultatul unei conjuncturi astrale. Sprijin financiar foarte posibil pentru nativii berbec din partea familiei, bineînțeles, părinți, bunici sau rude bune foarte apropiate. Aici foarte bine mai poate fi un sprijin financiar pentru ceea ce își doresc, pentru ceea ce au inițiat și din partea rudelor partenerului de viață. Venus guvernează casa a șaptea. Tocmai de aceea, bune șanse ca ei, nativii berbeci, să reușească să finalizeze, să realizeze, să materializeze ceea ce și-au propus. Bani apar pentru nativii zodiei Taur. În continuare, Marte în semnul lor, sunt în plină acțiune, activitate, cu gânduri mari. Foarte posibil să fi rămas cu gândul la ceea ce au aflat, la ceea ce au fost sfătuiți să facă sau sfătuiți să evite. Din partea unei persoane mai în vârstă, mai experimentate sau cine știe cu influență cu care au vorbit recent. Adică sigur că acest Marte îndeamnă la acțiune, dar în acest context nu vor să acționeze haotic, doar așa că vor ei, doar așa de dragul de a-și arăta mușchii importanța, țin cont de sfaturile altora. Foarte posibil ca aici să fi fost vorba și despre o recomandare din partea altora, adică ei, nativii Taur, să fie recomandați de către oameni mai importanți. Deci de aici totuși pot apărea niște surse de bani pe termen mai lung. Oricum, cam orice planetă este bună în semnul nostru pentru că cumva atrage atenția altora, îndreaptă atenția altora asupra noastră. În această perioadă ei, taurii, sunt căutați, solicitați, rugați, deci după caz, după domeniul de activitate, după cum este felul, pot face bani. Asta da, cu siguranță. Și vor să facă, sunt activi, nu se dau la o parte. Este un moment bun să își consolideze finanțele și au nevoie de asta pentru că fie vor să pună deoparte, să realizeze o economie, este acolo Jupiter în casa a doua, fie au niște planuri pe termen mai lung și bineînțeles cât se poate, neaproape, puțin câte puțin, vor să strângă niște bani, astfel încât la momentul potrivit, evident, să-i investească, să-i cheltuiască, să-și realizeze un vis.
La început de săptămână, sigur, pot vorbi despre acest vis, despre această dorință a lor cu cineva din familie. Chiar dacă nu vine acum un ajutor, la termenul, să spunem, aproximativ la care și ei și l-au propus pentru acea cheltuială mai mare, se pot trezi la momentul respectiv cu un sprijin. Acum, deocamdată, doar poate fi vorba doar despre o promisiune, însă o promisiune care va fi ținută pentru nativii zodiei Gemeni. În continuare, importantă, bineînțeles, prezența lui Jupiter în semnul lor. Ei, și spuneam că este un aspect, acolo un sextil între Mercur și Jupiter. Acum putem să vorbim mai pe larg despre el, pentru că, iată, chiar ziua de luni poate fi ziua semnării unui contract. Chiar dacă este vorba despre niște oameni care se știu de ceva vreme și n-ar mai fi vorba, n-ar mai fi obligatoriu, n-ar un contract scris, foarte ușor pot ajunge la o înțelegere prin telefon, prin mesaje, urmând ca partea scriptică să se realizeze ceva mai târziu. Deci, bun început de săptămână pentru ei, pentru nativii Gemeni din acest punct de vedere. Poate că tocmai se pune în mișcare, tocmai demarează un proiect, tocmai au o țintă, o direcție pentru zilele, pentru săptămânile următoare. Mai ales că mai sunt și alte aspecte astrale care favorizează totuși obținerea unor bani. Foarte posibil, da, ca ei să fie nevoiți în perioada următoare să se deplaseze, să facă naveta. Evident, pentru activitatea lor, pentru obținerea unor bani, important este că sunt solicitați, sunt căutați, este nevoie de ei. Din punct de vedere financiar, bună, foarte bună perioadă, mai puțin bună perioadă din punct de vedere fizic. Foarte posibil să se resimtă, să vadă că au nevoie de mai multă nevoie de odihnă în această perioadă, dar bineînțeles vor pune în balanță funcție de nevoile, de starea lor de ceva timp încoace, foarte posibil însă să își dorească sau să se hotărească să treacă la treabă, să se înhame la activitate, pentru că simt că asta este perioada lor și chiar este cu Jupiter în semnul lor. Pentru nativii zodiei Rac, Soarele și Venus este în semnul lor, Marte în continuare în casa a 11-a, chiar la început de săptămână, cu Lună și cu Mercur în semnul leului, foarte posibil să li se facă o plată, să primească banii dintr-o tranzacție, să vândă ceva ce au scos ei la vânzare pe net, să primească foarte bine un avans pentru o activitate. Una peste alta, nu ziceam aspecte bune la început de săptămână, dacă este vorba să facă o achiziție, cu siguranță vor căuta cea mai bună variantă, pentru că exact asta semnifică, sugerează Luna și Mercur. Vor fi atenți la tot felul de, detalii, mai ales pentru cei care au mai făcut mai de mult o achiziție asemănătoare și atunci au învățat că pot obține o reducere sau pot beneficia de niște, de niște facilități, de cele mai bune condiții. Important este să caute. Știu anume acum cu exactitate ceea ce să caute. În ansamblu, știu să se prezinte, știu să ceară cât să ceară pentru prestația lor. Important este că sunt căutați. Soarele în casa întâi, guvernator al casei a doua, îi favorizează pe ei în obținerea unor sume. Evident, mă refer mai ales la cei care au o activitate pe cont propriu, care sunt specialiști, meșteri, sunt căutați cu siguranță, sunt la căutare în această perioadă. Bineînțeles, pentru cei care sunt angajați undeva într-o activitate, într-o organizație mai mare, dorință, consideră ei, evaluare a valorilor, a implicărilor, interes pentru un salariu mai mare. Aici poate că nu este direct o negociere, poate că la început sunt niște gânduri, apropouri,
apropo, în relație, știu eu, cu șeful, cu coordonatorul, pentru că cu siguranță nu vor să rămână neobservați, neapreciați. Foarte posibil ca relativ curând să se ajungă într-adevăr să se vorbească și despre renegocierea pachetului salarial. Pentru nativii zodiei Leu, cumva sunt aspecte amestecate. Poate că nu este cea mai favorabilă sau nu sunt ei deocamdată satisfăcuți de starea lucrurilor, de ce se întâmplă actualmente, însă cu siguranță au niște planuri, niște gânduri. Acum doar le încep să facă ceva coerent, să pună mai întâi în minte, după aia poate pe hârtie și va veni și momentul unei discuții. De ce spuneam că nu este perioada cea mai favorabilă? Guvernatorul lor, soarele, este în casa a 12 și atunci cine știe ce întâmplări exterioare împiedică și împlinirea visului, realizarea dorinței, ambiției lor. Ziua de luni, interesantă și ea, cu Lună și cu Mercur în semnul lor. Mercur guvernează casa 11, a prietenilor, guvernează casa a 2, a banilor, ținuți din activitatea lor, să le spunem meritul lor. Deci, banii pe care îi obțin, da, sunt importanți pentru ei. Vor să obțină. Obțină după cât merită, după cum consideră. Poate că au oare care frustrare, poate că, nu știu, se aduc aminte de alte vremuri, de alte condiții, poate că se compară cu cineva, poate că se gândesc la datorile pe care ei, la rândul lor, le-au de restituit, sau, mă rog, de cheltuielile normale, obișnuite, facturi, angarale, și atunci spun că de ce stau aici să gândesc, de ce să fiu să am eu de plată atâta, iar când este vorba să primesc, să încasez, să fiu remunerat, recompensat, să obțin atât de puțin. Deci poate că este momentul să renegociez. Una peste alta, adevărul că ei, nativii Leu, trebuie să observe, să conștientizeze faptul că e o configurație astrală favorabilă, prezența lui Jupiter în casa 11. Casa 11 este exact legată de salariu, compensații, bonificații, pachet salarial, adică chiar se apropie momentul să poată, să trebuiască să pune piciorul în prag, să vorbească despre ele. Se pot aștepta la lucruri bune pe mai departe. Pentru nativii zodiei Fecioară, cum spuneam, Mercur, guvernatorul lor, în semnul Leului, în casa 12-a. Dintr-un punct de vedere, da, nu este cea mai bună poziție. În ansamblu, am putea zice, cam nicio planetă nu este favorabil situată în casa 12-a. Sigur, ne aduce aminte de tot felul de lucruri, întâmplări mai puțin plăcute, ne pune în fața unor realități, ne aduce aminte de obstacole, poate chiar ne scoate în cale niște obstacole. La modul practic pot fi niște greșele ale noastre mai vechi, dar pot fi și niște pur și simplu competitori, niște sfori trase din umbră. Oricât, ei, nativii Fecioară, se gândesc la asemenea gen de situații, pe de altă parte și ei foarte bine ar putea conștientiza că acel Jupiter pentru ei în casa 10-a este un atu important. Le aduce întâlniri, posibilitatea echilibrării unor balanțe, a unor situații. Le aduce posibilitatea să vorbească unor persoane importante despre obstacole cu care s-au confruntat. Bun moment, de exemplu, să ofere niște explicații, sigur, dacă este cazul. Chiar la început de săptămână, luni, marți, cine știe cum, se întâmplă să aibă, da, să dea conjunctura, întâlnirea, să fie față în față cu acea persoană
căreia îi pot spune despre problemele lor anterioare. Pe de alt, pe care le vor rezolva, încurcături care n-au fost neapărat din vina lor. Pe de altă parte, zile deosebite, miercuri, joi, vineri, când luna traversează semnul lor, luna guvernează casa 11, asta înseamnă că cineva se gândește la ei, îi contactează, poate că vine din partea unor colegi, colaboratori, oameni cu care, vorba aceea, se au bine, cu care au o bună relație constructivă în plan profesional. Una peste alta, sigur, bucurie pentru ei că se vorbește despre ei că sunt căutați, dar mai este ceva important, că cu aspectul acela între Lună și Jupiter, despre care spuneam mai devreme, poate fi vorba de asemenea a unei întâlniri importante sau o decizie despre care află acum, o decizie pe care a luat-o responsabilul căruia i-au vorbit în zilele anterioare, nu cu mult timp în urmă, despre problemele lor. Foarte bine, pare să fie o decizie, știu eu, cumva compensatorie sau oricum ceva de ajutor pentru ei. Pentru nativii zodiei Balanță, în continuare, activitate bogată. Activitate bogată. Vor să iasă în evidență, reușesc să iasă în evidență, sunt văzuți, sunt observați. Aici există și un sprijin, am putea spune, configurația astrală este deosebit de favorabilă, mai ales pentru cei mai tineri, aflați mai pe la începuturi, pentru că li se acordă atenție, li se acordă încredere. Sigur, dacă diplomele, școlile, pe de-o parte, îi recomandă, dacă și rezultate recente îi recomandă, foarte posibil ca în această perioadă, chiar și în această săptămână, să li se încredințeze conducerea unui colectiv, a unui proiect. Deci, cum spuneam, chiar dacă sunt relativ tineri, deci nu imediat ieși de pe băncile școlii, facultății, mă rog, cursurilor, să li se încredințeze ceva important. Așa este configurația, poate că, cine știe, beneficiarul, șeful, comandantul consideră că este raportul cel mai bun, dacă era să aduc pe altcineva ar fi fost bani mult mai mult, sau este o persoană dificilă, sau nu este disponibilă, este antrenat în alte proiecte, l-am găsit pe dânsul, dar știu, a dovedit că poate, că se implică. Deci acea persoană, da, importantă, decidentul, se poate hotărî în favoarea lor, a balanțelor. Pare să fie o conjunctură remarcabilă. În plan financiar, pentru cei cu activitate independentă, bun, foarte bun, început de săptămână, luni, marți, mai departe pot veni și niște noi contacte ca urmare, cumva legate, da, de activitatea lor relativ recentă. Financiar am putea spune în ansamblu bine, important este să nu uite de bani pe care la rândul lor îi au de dat, de achitat, de restituit, de returnat. De ce? Marte, guvernatorul casei a doua, bani, se găsește în casa a 8, asta înseamnă că vrând nevrând se duc niște bani. Cine știe, poate că pur și simplu, dacă nu au o datorie, se gândesc, inima mea îmi spune să, dacă tot îmi este bine acum, să dau și eu ceva din prea plinul meu, să dau și eu mai departe, să ofer, să ajut, să... Deci niște bani, cum necum, tot ies, tot pleacă. Pentru nativii zodiei Scorpion. Chiar la început de săptămână, Lună și Mercur sunt în casa a 10-a. Întâlniri, discuții, negocieri, contracte. Pentru unii chiar, sigur, poate să fie ceva foarte important. Așa este perioada. Poate că după o primă sau două, trei, câte ori fi fost ele întâlniri anterioare, acum este momentul în care s-ar putea bate palma, în care nu mai are cine ce
propunere să mai aducă, ci pur și simplu au ajuns în stadiu da sau ba, ne convine sau nu ne convine, că foarte mult n-ar mai fi de discutat. Foarte bine, ziua de luni o fi, e o zi bună, foarte bună pentru întâlnirea cu un angajator, poate că în sfârșit se obține, se realizează decizia, se pune semnătura pe hârtia care consfințește un nou post pentru ei. Dacă nu e post, poate că pur și simplu pentru o activitate, pentru o campanie, pentru o perioadă, ei sunt puși la conducere, sunt puși coordonatori acolo. Evident, depinde de organizație, de tipul activităților. Oricum, sfera profesională este importantă, este marcantă în această perioadă. Chiar dacă înțelegerile nu se realizează destul de ușor, pentru că Marte în casa a șaptea predispune la tot felul de neînțelegeri, de rivalități, de ambiții. Important este că ambele părți par să înțeleagă miza pe termen mai lung, să recunoască valoarea celorlalți, astfel încât totuși să se ajungă la un acord. Deci una peste alta, cum spuneam, semnături, acorduri, contacte, contracte. Pentru nativii zodiei săgetător, în continuare, bineînțeles, Jupiter, guvernatorul lor, în semnul gemilor, în casa a șaptea, este o situație care va dura până la jumătatea anului viitor. Ei sunt într-o perioadă, să-i spunem, de expansiune, de înlărgirea cercului de cunoștințe, de clienți, de oameni cu care interacționează. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, spuneam mai devreme despre un sextil, practic un aspect exact între Mercur și Jupiter, realizat la începutul săptămânii. De asemenea, poate fi momentul în care se bate palma, se ajunge la un acord. Din fericire, nu sunt mari tensiuni legate de aspecte financiare. Cum necum, ambele părți parcă sunt de acord. E mare supărare. Foarte bine, poate fi o înțelegere legată de aportul pe care partea cealaltă să-l aducă în cadrul unei asocieri, colaborări. Acum, colaborare, ce poate să însemne? Sigur că poate să însemne un specialist, un meseriaș, cineva care este solicitat să vină, invitat să se alăture unei echipe sau unui proiect, da? Fără ca respectivul să aibă, de exemplu, materiale, aparaturi, echipamente, pur și simplu să aibă cunoștințe, să aibă o reclamă, să fie cumva, să se știe de el, că este valoros, că este important, că este certificat. E, asta vreau să spun, că este o perioadă în care sunt favorizați, sunt avantajați chiar și cei care nu dispun de un capital, de cei care au nevoie de un capital, dar au nevoie de un investitor, care au nevoie de un partener bine situat din punct de vedere financiar, dar cu care să poată face o treabă, o activitate pe termen lung, să nu fie un raport de subordonare, ci de colaborare, de asociere. Din acest punct de vedere, da, multe se pot schimba în viața lor. Pare să fie un progres. Apoi, miercuri, joi, zile deosebite prin întâlniri, negocieri. Negație, niște semne de întrebare la care ei, săgetătorii, trebuie să răspundă. Niște obiecții ale cuiva. Poate că sunt puși cumva testați, puși la încercare. Dar dacă se întâmplă așa, cum ai face, cum ai acționa sau cum vezi viitorul? Deci poate că nu li se dă credit maxim din prima. Contează tare mult prestația, contează tare mult răspunsul, astfel încât totuși, da, se poate ajunge la un contact important pentru ei. Trec un test. Miercuri, joi, teste de trecut pe care reușesc să le treacă, astfel încât după aceea li se deschid perspective.
gândindu-mă într-adevăr la perspective, la viitor, va urma peste aproximativ 2 săptămâni, va intra și Marte pe lângă în semnul Geminilor, se va îndrepta acolo spre Jupiter. Una peste alta va fi un dinamism remarcabil în viața lor, care le poate aduce niște schimbări de nivel de activitate cu cineva, prin cineva cu care actualmente lucrează, colaborează. Pentru nativii zodiei Capricorn. Soarele și Venus, Venus în prima parte a săptămânii, sunt în casa a șaptea, bineînțeles, și la ei negocieri, întâlniri, discuții. Poate că cineva pornește o negociere cumva subapreciindu-i pe Capricorn sau încercând să-i pună în plan inferior. Cu siguranță acest lucru nu reușește. Cu siguranță vor ști să-și prezinte ei și aturile, cunoștințele, argumentele, ideile, proiectele. Cu siguranță vor ști să aducă ceva ce partea cealaltă nu a pus în discuție, nu a știut, astfel încât balanța totuși se echilibrează. Și în acest caz putem spune de posibilitatea găsirii, descoperirii unor, să spunem, sponsori sau parteneri de afaceri care să vină cu o parte la început mai importantă în, ca investiție, poate că are, cine știe, poate că are aparatură, echipament, materiale, iar în timp, încetul cu încetul, din câștiguri, da, din câștigurile comune, ei, capricornii, vor ști să dea înapoi ceea ce s-a stabilit la început, astfel încât mai departe relația să funcționeze pe picior de egalitate. Una peste alta, bună perioadă pentru ei, pentru negocieri, întâlniri, discuții. La modul mai practic, cheltuieli la început de săptămână, luni, marți, miercuri, important e că scapă de niște angarale, de niște griji. Dacă este cazul, da, foarte posibil să se intereseze de condițiile de acordare a unui credit. Oricum, sunt dispuși să se angajeze și la un credit. Important este ca să nu aibă ce să li se reproșeze, astfel încât cu cineva, cum spuneam, într-un parteneriat, să poată să se îndrepte, să se apropie de dorința lor. Bineînțeles că ei întotdeauna au gânduri cu bătaie mai lungă. La momentul acesta poate că nu reușesc ceva pe cont propriu, n-au cum, n-au posibilitatea, tocmai de aceea sunt îndrumați, se gândesc să facă ceva cu cineva în colaborare, dar, cum spuneam, pe termen mai lung, vor să fie stăpâni pe picioarele lor. Nativii vărsători. La început de săptămână, Lună și Mercur în casa a șaptea, discuții, întâlniri, negocieri, prezentări, oferte. Poate că, dacă au mai fost discuții, contacte anterioare, poate că ziua de luni este o formalitate, semnarea contractului. Oricum, au multe de vorbit, detalii de pus la punct. Aici nu este vorba despre niște impedimente. Relativ ușor pot bate palma să ajungă la o înțelegere, la un acord. Aici foarte bine poate să fie chiar începutul, demararea proiectului. Adică să fie exact pașii clari, detalierea pașilor pe care urmează să îi facă. De asemenea, pentru nativii vărsători, cei mai tineri, cei mai aflați pe la începuturi, începuturile activităților, au multe de câștigat de pe urma discuțiilor cu oameni experimentați. Ideea este, trebuie să observăm, trebuie să constatăm că nu întotdeauna sunt alții dispuși să ne împărtășească din cunoștințele, experiențele lor, din motive diverse. Ei, aceasta este perioada în care cei mai tineri, cum spuneam, trebuie să profite de întâlnirile pe care le au, de discuțiile, de disponibilitatea de dialog din partea celorlalți,
chiar și dacă sunt puși la niște probe teste, în sensul de cel mai experimentat să-i spună, uite, asta este de făcut, așa se fac lucrurile, încearcă să le faci pe cont propriu, fără să te ajut eu, unde nu știi, da, bineînțeles, mă voi implica, dar încearcă, fă acum. Bineînțeles, este un moment deosebit din acest punct de vedere pentru cei mai tineri, pentru că se pot juca, pot experimenta și nu e prea mare marjă de greșit, pentru că nu sunt lăsați să greșească. Acesta este marele lor câștig. În ansamblu, pentru cei care sunt de ceva timp în activitate, trebuie să fie o perioadă grozavă. Perioada grozavă, am putea spune și norocoasă, pentru că na, cu toții avem nevoie de noroc în viață. Este Jupiter în casa a cincea, destul de activ, în mers direct. Cineva observă, cineva pune preț pe ei. Foarte bine, cineva reușește să chiar vorbește bine despre ei. Foarte bine, poate fi vorba și despre niște mai vechi competitori care acum, în sfârșit, le recunosc meritele și vor încerca să facă, dacă se poate, să aibă o colaborare, să aibă un parteneriat. De ce să mă cert cu el, de ce să fiu în competiție cu el, când foarte bine am putea avea amândoi de câștigat de pe urma ceea ce știe el, ce știu și el și eu, mai bine ne unim forțele. Cam aceasta este judecata. Cei care sunt mai la început, da, bineînțeles, n-au asemenea argumente puternice, dar chiar și în cazul lor este important acel Jupiter, că sunt luați în seamă. Da, dumne, știu că n-are el marea experiență, dar totuși a dat niște semne destul de importante, că știe că poate, că are potențial. Sunt gata să-i acord încredere. De aici, bineînțeles că pot veni niște bani, evident, prin proiectele, activitățile, lucrările la care sunt invitați să ia parte. Pentru nativii zodiei Pești, perioadă destul, săptămână destul de plină, destul de solicitantă. Poate că nu în ziua de luni vine noutatea. Oricum, nu în ziua de luni, nu în cea de marți. Oricum, or fi rămas niște lucruri de făcut din urmă. Poate că trebuie să pună lucrurile în ordine, poate că trebuie să facă ceva ce ar fi trebuit să facă altcineva. Asta, cum spuneam mai devreme, la început de săptămână. Nu înseamnă, bineînțeles, că nu merg rotițele, că nu știu care este planul pe termen mai lung. Foarte bine, poate fi acum, la început de săptămână, ceva pregătitor, practic finisare, ultimele detalii, pentru o întâlnire, pentru o expunere, pentru o negociere. Pun totul la punct, aranjează, astfel încât când vine momentul întâlnirii, discuției, negocierii, să nu aibă nicio emoție, să fie totul funcțional, dacă este vorba despre documente, despre acte, totul să fie în regulă. Pentru că miercuri, joi și vineri, da, foarte bine, pot fi niște discuții destul de importante. Și pentru ei, pentru nativii Pești, Soarele și Venus, în semnul Racului, în casa a cincea, sunt un semn de, am putea să-i spunem, noroc. Sigur, este un noroc pe care și-l fac ei, prin felul în care se prezintă. Aici nu este, Doamne ferește, nimic de ascuns sau nimic de exagerat. Pur și simplu, poate că este totul frumos, ordonat, impresia bună, impresia de bune gânduri, bună credință, bună dispoziție, și asta contează cu siguranță în felul în care ne prezentăm în fața cuiva, unui potențial partener de afaceri, că e client, că e cumpărător, contează mai puțin aspectul acesta. Deci una peste alta, cum ziceam, reușesc să își facă ei în bună măsură norocul cu activitatea lor, cum ziceam și cu ziua de luni, de marți, că mai pun la punct ultimele amănunte. Oricum,
ce fac în această perioadă, în această săptămână, fac de drag și rezultatele se văd. Pe de altă parte, la modul foarte practic, zile numai bune de încasări, luni, marți, pentru cei care sunt specialiști, meșteri, au activitate, hai să spunem, pe cont propriu. Sunt căutați, este nevoie de ei. Poate că li se încredițează niște sarcini sau au de făcut niște treburi care nu se pot da credința oricui. Poate că sunt chemați undeva, în altă localitate. Este activ și sectorul acesta al drumurilor, al călătorilor. Una peste alta, perioadă bună, foarte bună, de făcut bani pentru ei, pentru nativii pești. Ce interesează pe ei pe termen mai lung, fie o achiziție, fie reparații, îmbunătățiri, lucruri prin care să creeze confort în locuință. Evident, toate acestea necesită bani, tocmai de aceea sunt și ei dornici, dispuși să muncească, să aibă activitate, să obțină banii respectivi. Putem spune și că unii dintre ei care au tangență, care sunt cât de cât pricepuți, se implică, participă în activitatea echipei de meșteri care repară, care construiesc acasă la ei. Evident, poate fi vorba despre unul singur, ei, peștii, sunt cu mână de ajutor, mâini destul de implicați. Pe de o parte, evident, gândul este hai să fac o reducere, dar foarte bine, poate să mai însemne și hai să învăț ceva pe care eu pot să-l fac odată în bune, foarte bune condiții. Și acesta este un câștig pentru ei, pentru nativii pești. Singura mențiune posibil legată de sănătate, nimic grav însă, pur și simplu vor ști, vor observa ce anume nu le face bine, mai ales în condițiile acestea de căldură, de vară, de care este activitatea, vor ști ei dacă este nevoie de pauze, de hidratare, de tot felul de mici lucruri de obiceiuri care îi ajută să fie în formă. Am ajuns la capătul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire, bineînțeles, săptămâna viitoare. Ca să fiți la curent cu horoscopul nostru, vă invit să vă abonați la canalul de YouTube Playtech. Să apăsați, bineînțeles, clopoțelul pentru a primi notificările despre horoscopul nostru și, bineînțeles, dacă v-a plăcut, să lăsați un like, un comentariu, o întrebare. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare!